Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda un împrumut în valoare de 2,5 milioane de euro, ce va fi suplinit de un grant de 1,2 milioane de euro din fondul multilateral E5P pentru extinderea și modernizarea transportului urban din municipiul Bălți. Din finanțarea oferită urmează să fie achiziționate 10 troleibuze noi și să fie îmbunătățite infrastructura pe rețea. Un comunicat de la BERD menționează că proiectul va fi realizat de întreprinderea municipală Direcția de Troleibuze din Bălți. Noile troleibuze vor funcționa în baza noilor tehnologii cu utilizarea bateriilor, ceea ce va permite vehiculelor să circule în zonele mai îndepărtate, fără utilizarea firelor electrice aeriene. Proiectul va mai contribui la extinderea rutelor existente de troleibuze pentru a deservi zonele dens populate și a îmbunătăți eficiența generală a serviciului. Pe lângă aceasta, împrumutul va finanța reabilitarea vechii infrastructuri de alimentare cu energie și achiziționarea echipamentului de mentenanță. Ca parte a noului proiect, BERD va oferi sprijin autorităților municipiului Bălți în elaborarea unui plan de acțiuni pentru un oraș verde. Acesta este parte a programului BNG Green Cities sau Oraș Vers și are drept scop identificarea și prioritizarea problemelor de mediu și găsirea soluțiilor pentru acestea. Bălți devine cel de-al 29-lea oraș participant al acestui program inovativ în valoare de 1 miliard de euro. Municipiul Chișinău s-a alăturat programului în anul 2016.